Suntem obligați să ne amintim de rău în numele binelui, a declarat președintele Moldovei de la Tribuna Centrală a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, subliniind că în niciun caz nu trebuie să uităm de răul comis împotriva populației planetei, deoarece imediat ce aceste evenimente dramatice sunt uitate, pot fi repetate din nou. În acest sens, Igor Dodon a constatat că în fața liderilor mondiali stă o misiune extrem de importantă, și anume neadmiterea repetării războaielor trecute, a genocidelor, noilor forme de sclavie, discriminării și represiunilor. Igor Dodon a amintit că la data de 27 ianuarie, comunitatea mondială a sărbătorit aniversarea de 75 de ani de la eliberarea Auschwitz de către Armata Roșie și a comunicat că în anul 2015 Parlamentul Moldovei a adoptat o decizie oficială de a declara ziua de 27 ianuarie drept ziua comemorării victimelor Holocaustului, tragica crimă împotriva umanității. Trebuie să ne amintim de rău în numele binelui, iar sarcina noastră de astăzi este de a preveni repetarea războaielor trecute. Holocaustul, genocidul și alte dezastre pentru a preveni noi forme de sclavie, discriminare și represiune a oamenilor. Vreau să vă informez că în timpul celui de-al doilea război mondial, 300 de mii de evrei au fost uciși în Moldova. Țara noastră, la nivel legislativ, susține eforturile comunității internaționale în lupta împotriva terorismului, antisemitismului și xenofobiei. Din păcate, antisemitismul nu a fost încă depășit pe deplin și ar trebui să fim cu toții vigilenți. În același timp, șeful statului a amintit că pe 9 mai întreaga lume va sărbători o dată istorică importantă, 75 de ani de la Marea Victorie, adăugând că evenimentele de amploare dedicate evenimentului vor avea loc în Moldova, iar aceasta va fi un alt impuls pentru consolidarea națională unitară. Va ajuta societatea să se unească, să trăiască împreună, să fie prieteni și să lucreze în beneficiul oamenilor, în numele păcii și al dreptății. Rezumând, șeful statului a menționat că anul acesta se împlinesc și 75 de ani ai organizației Națiunilor Unite, care și-a asumat sarcina de a avea grijă de păstrarea toleranței și păcii în întreaga lume. Aceasta nu este o sarcină ușoară, dar știm că, datorită ONU, multe războaie la scară largă au fost prevenite și că în ultimele decenii dispozițiile privind drepturile omului au luat o poziție puternică în constituțiile majorității țărilor. Fie că aceste date aniversare să fie o amintire pentru noi toți că bunătatea are nevoie de protecția noastră.